Ștefan, vacanța s-a încheiat, cum ai petrecut perioada? Bună ziua, la mulți ani în primul rând. A fost o perioadă frumoasă în care am încercat să ne relaxăm și să ne bucurăm de timp petrecut acasă cu familia și cam atât. Acum la treabă din nou, câte două antrenamente pe zi, o perioadă grea pentru voi aceasta a pregătirii de iarnă? Da, cantonamentul a fost mereu o perioadă mai grea, așa să spun, de început de an, dar așa este mereu și suntem obișnuiți cu acest lucru și încercăm să ne antrenăm cât mai bine de la zi la zi. Din cauza pandemiei, vă pregătiți acasă, antrenamentele sunt urmărite și de mister, e cu ochii pe voi. Nu este ceva nou că vine mister mereu la antrenamente, noi încercăm să ne facem treaba și să ne gândim mereu să creștem de la zi la zi. Ce îți propui pe plan personal în 2022, pe mai multe fronturi, Liga 3-a, Liga Elitelor, echipa mare? Da, normal, ne dorim, cred, fiecare să câștigăm la fiecare categorie de vârstă, indiferent unde jucăm, și sper să obținem cele mai bune rezultate, oriunde am jucat.